Doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Sub același generic dezbateri post-electorale, am plăcerea să-i urez bun venit în platou domnului Alexandru Lăzescu, redactor șef la revista 22, jurnalist pe care dumneavoastră îl cunoașteți de mulți ani în presa ieșană. Bine ați venit din nou la, cred că, prima oară la Politica la Iași. Ne propusesem noi să trecem în revistă situația post-electorală locală, dar după aceea, în partea a doua emisiunii, să vorbim și despre teme naționale și poate europene. Așadar, ce impresie v-a făcut competiția și, sigur, rezultatul ei de la Iași? Bun, a fost și surprize. Prima, principală surpriză a fost scorul lui Andrei Postolache, care de fapt un scor cumulat, după părerea mea, cumva ca și la București pentru Nicușor Dan, chiar dacă nu la fel de spectaculos ca cifre, dar e un scor mare. Dacă ne uităm în țară, doar Dan Mașca, dacă nu greșesc, au mai făcut un scor, dar undeva în jur de 6-7%. Bun, la Târgu Mureș situația foarte dificilă și bun, etnic. Sigur, e altă situație, bun, dar cert este că aici am avut o situație, pe de o parte am marcat, să zicem, niște inerții cunoscute, la fel cum Gheorghe Nichita va nici nicio problemă să-l moștenească pe Constantin Simirad. Deci venind de pe o, într-un fel, bine, sigur că a fost alt context, în sensul că Simirad a plecat ambasador, dar din perspectiva, să zicem, strict factual, așa, tehnic, a venit tot de pe o poziție de om care conducea orașul, chiar dacă nu era ales, și sigur după aceea și-a consolidat și a valorificat acest avantaj de incumbent, cum se spune în America. Deci aici n-a fost o surpriză, deși nu am mare încredere în cercetările sociologice, mai ales făcute așa, ceea ce s-a întâmplat, dar în mare nu am avut. Deci, nu, au fost niște surprize, dar nu la vârf. Oricum, primele două poziții au fost cam pe acolo. PNL-ul, deci spuneam apropo de analiză, cred că PNL-ul a pierdut o parte, deci s-au dus o parte, da, nu foarte mult ALDE, dar în ceea ce privește, că asta e partea cea mai interesantă, Andrei Postolache, cred că el a preluat o parte, să zicem, din zona electoratului băsist PDL, o parte s-a votat în continuare cu PMP, o parte s-a dus aici, ceea ce se întâmplă și la București, cumva. Da. Deci zona aceea nemulțumită de PNL, anti-PSD, a adus și care, noi la vot, a adus și care și-a găsit. Care... E greu de spus, la ce prezență am avut la vot, e foarte greu de spus. Nu am văzut chiar toate analizele ca să-mi dau seama. Oricum am avut un scor extrem de mic, ca și Bucureștiul de altfel. Ceea ce, bun, scorul în sine e interesant ca dimensiune, așa, ca procente. Când îl iei ca sprijin general pe oraș, de altfel nici primele scoruri nu sunt foarte mari. Ne uităm, deci practic avem undeva 13%, înseamnă 4-5%, să zicem, din totalul alegătorilor. Dar, dincolo de asta, scorul în sine e interesant. Spuneam că a avut o bucățică de componentă antisistem, să zicem clasic, oarecum, care se ducea și către partidul lui Dan Diaconescu la un moment dat. O altă bucată a venit, după părerea mea, din această zonă și atunci, dar a fost o surpriză, adică nu se aștepta nimeni la chestiunea asta. Mai degrabă era creditat și eu personal credeam că Viorel Blăjuț va fi undeva între 8-10%. Dar a fost... Ceea ce... Da, pentru că el, pe de o parte, venea, avea un anumit tip de notorietate, venea și ca independent și a făcut o campanie destul de... vie. De fapt, campanie practic s-a făcut în precampanie. În precampanie, pentru că după campania a practic inexistentă și lucrul ăsta s-a văzut de altfel în toată țara. A avantajat PSD la Iași această sufocare a campaniei până la urmă. Da, în general acest tip de atunci când n-ai campanie și ai alegători puțini, sunt favorizate partidele mari pentru că au rețele. În cazul PSD-ului s-a văzut, până la urmă și în cazul PNL-ului, unde totuși a luat un dor. E puțin pentru un oraș ca Iașu, un PNL care în teorie e o combinație de PNL plus PDL, e puțin.
evident că e un scor dezamăgitor pentru Iași, pentru un așa Iași. Că îi se poate reproșa ceva lui Marius Bodea, să nu uităm că Marius Bodea n-a dorit neapărat să candideze, sau cel puțin nu s-a înscris în prima rundă a competiției interne. El a fost cumva rugat să candideze, ceea ce văd că PNL-ul tot face, așa au făcut și la București. Bun, ezitarea în general, ca și în cazul Bucureștiului, era dată de faptul că așteptările cuiva care candida din partea PNL de a câștiga alegerile nu erau foarte mari. E greu de spus de ce asta, pentru că pot să avea totuși o dinamică pozitivă în campanie. Nu știu dacă îi se pot reproșa în mod special. Eu cred că mai degrabă deci faptul că poate o parte din procentele care s-au dus la Andrei Postolache s-ar fi dus la el. E greu de spus cât de mult. Dar probabil, oricum nu reușea să obțină primăria. E rezultatul unei situații în care, în general, că noi ne-am uitat, sigur, tipul ăsta de analiză, până la urmă și eu am căzut ușor în capcan aici, din perspectiva, e adevărat, dacă fac analiza din perspectiva alegerilor parlamentare, contează scorul la județene, în principal. Vom vorbi și despre Consiliu. Nu, dar asta vreau să spun. Deci, acolo, să zicem, contează faptul că pe țară PNL și PSD au avut un ecart mic, în jur de 5%, a dat un oarecare echilibru, mai ales dacă scot din calcul București, unde a pierdut destul de sever. Dar din cauza asta totuși s-a dus și au obținut 52-50, PSD-ul 52-53 dintre primari. În rest, dacă ne întoarcem la Iași, sigur avem o chestiune previzibilă. În mod paradoxal, Andrei Postolache l-a ajutat foarte mult. Bun, într-un fel, asta e ciudat. Deci faptul că contestația care a venit din zona zona liberală, să spunem zona așa. Zona fostei forțe civice, domnul zona forței civice, dar nu știu Tomașescu. Dacă a acționat individual. Nu cred că lumea, nu știu ce calcule și-au făcut. Interesant e că această combinație de contestare și de blocare a partidului pentru Iași a dus la majoritate PSD. Au dus la majoritate PSD, asta vreau să spun. Pentru că dacă ar fi fost, probabil că partidul ăsta ar fi luat vreo 4. Acum suntem în situația în care PSD are 14 mandate din 27, deci într-un fel, deși din câte știu și ca informații și asta era destul de clar și înainte, sigur că va merge într-o formulă cu ALDE. Da, și se vorbea foarte mult că domnul Radu Botez, care are experiență în Consiliu, cel puțin în administrație, da, deși cu toate că PSD-ul are singur majoritate, din rațiuni care țin de și de strategia generală de alegeri din toamnă, cred că se va merge, adică sunt aproape sigur să mai merge o formulă cu viceprimar Radu Botez. În ce măsură credeți că noul primar, Mihai Chirica, investit după vot, va avea, adică acest Consiliu Local va cenzura, va putea să potențeze? Pentru că în perioada Gheorghe Nichita, deși n-a existat o asemenea majoritate, a fost inițial USL-ul, sigur, parcă n-am avut un Consiliu foarte, foarte activ. Parcă tot ceea ce a venit de la executiv s-a tradus în hotărâre. În general, cam în toată țara, din București până în orașele mai mici, nu avem consilii care să fie, să zicem, în afară de situații cu toate... Un echilibru al puterilor. Nu, dar nu numai de-a... Dar nu, dincolo de asta, așa ca și comportament de grup. Nu avem contestări substanțiale. Sigur, mai avem contestări pe aici acolo, avem voci individuale, să ne zicem, Sorin Ionescu, de exemplu, a fost una din vocile vehemente împotriva lui Gheorghe Nichita, dar în general n-am avut. Din motive care țin, în primul rând, că atunci când discuți un consiliu local, discuți de oameni care se cunosc toți foarte bine, nu e o situație așa politică abstractă, au interese care mai trebuie și ele rezolvate într-o formă. Nu, eu nu spun neapărat de interese mari povești de corupție, dar sunt mici lucruri, mici. Și în general, ca în orice război din asta, inclusiv în politică, în momentul când se cunosc oamenii foarte bine, se cunosc dinainte, e puțin probabil să ai... Și în general, cei care dețin controlul executiv, deci controlul politic, totdeauna au un avantaj enorm. Asta e valabil cam în toate situațiile. Și de aceea nu mă aștept să se întâmple nimic special.
în esență depinde și cum se face, nu e un lucru inerent bun. Sigur, marea problemă că nu există, dacă vreți, dincolo de Consiliu, nu prea există o analiză serioasă, mă rog, și cu impact pe ceea ce se întâmplă la nivelul primării, pe inițiativele primării, în, mă rog, în zona orașului, în zona a unor personalități, să zicem, din zona influentă, informal, nu neapărat politic, dintr-o zonă politică activă, nu există în general lucrul ăsta. Vedem că suntem într-o situație în care, în general, primarul își cam impune agenda. Asta e. Lucrurile nu vor mai fi, probabil, similare la Consiliul Județean, pentru s-a revenit la formula în care președintele e ales de consilier. Haideți să vorbim și despre Consiliu și aici, sigur, aici cred că multă lume vede responsabilitatea Consiliului Județean pentru dezvoltare, pentru propulsarea județului spre dezvoltare. Nu prea știu cine vede, eu nu văd. Bun, vede datoria, vedem ce se întâmplă. Da, nu, că, bun, noi avem aici două chestiuni mari pe administrație. Una ar fi o gestiune rezonabil de eficientă și decentă a resurselor pe care le ai la dispoziție. Și asta înseamnă activități curente. Problema în cadrul acestor lucruri este să le eficientizezi. Vorbeam chiar cu o zi, două în urmă, cu cel care va fi probabil viceprimar, cu Radu Botez, și îmi spunea, făcuse o analiză pe transportul în comun. Adică, și sigur că poți să-ți pui întrebare, de ce sunt structuri private, firme private care consideră că e interesant și profitabil să mergi pe rute de transport, pe transport public urban, nu? În anumite condiții, și structura, să zicem așa, publică e permanent într-un deficit considerabil. Pot fi mai multe interpretări, dar cu siguranță nu pot să fac speculații, să fac alte acuzații, dar e cert că managementul e prost și nu e prost numai aici, e prost în ansamblu structurilor și nu numai la Iași. De altfel se și vede, în general, acolo unde valorile sunt mai așezate și lumea e ceva mai eficientă, în Ardeal, avem un management mai bun a orașelor. Deci și aici nu e, că lumea tot se duce la resurse. Dar uitați-vă la Brașov, s-a gestionat problema parcărilor și alte lucruri care în esență nu erau inabordabile financiar prin alte părți. Deci aici îți dai seama de capacitatea sau incapacitatea unui management al administrației locale. Că așa, sigur, puteam spune că, mă rog, că nu, niciodată nu sunt bani. Bun, pe de o parte depinde cum aloci resursele și aici lipsește, de fapt, acest tip de strategie. De fapt, aici trebuie, cum spuneam, în afară de componenta asta operațională, îți mai trebuie după aceea o componentă de analiza mai sofisticată a serviciilor pe care le faci, la care trebuie să decizi. Le faci public, le externalizezi, și aici o discuție întreagă. Da, eu cred că de-abia începe, pentru că în campanie, deși s-au spus câteva lucruri interesante, n-au fost dezbateri. Acum, Lucian, ca să discutăm foarte onest, nu mă aștept să întâmple mai nimic ca prelungire din pre-campanie, campanie în asta. Deci nu, cred că sunt anumite inerții, deci nu mă aștept. Sigur că sunt, în general, există inițiative care sunt vizibile și ele sunt foarte interesante politic și ele, bun, sigur că avem segmentul ăsta până în toamnă, când va fi destul agitație, că se face pregătirea pentru alegerile generale. Dar ulterior, și cum să spun, unele sunt, e o lipsă de știință în a face lucrurile, e și inerție, e și foarte greu să miști lucruri, pentru că sunt multe interese de grup care blochează inițiative. Și când mai la numere, încă o dată, lumea trebuie să înțeleagă că în țara asta am făcut de multe ori o fixație cu corupția. Eu nu spun că nu e un element important. Dar nu e singurul. Adică poți să ai niște oameni cinstiți, foarte cinstiți care să nu se priceapă la nimic. Adică asta nu e o mare fericire. Doar cineva, mă uitam la Nicușor Dan, tot spunea că o să pună facturile pe site, pe online. Bun, le pui. Și ce? Asta face primăria mai eficientă? Adică, sigur, și noi nu avem o strategie, o perspectivă de dezvoltare a orașului. Realitatea că Iașul e un oraș, să zicem, a pierdut mult din să zicem așa, din relevanță la nivel național. Dacă îl compar cu probabil cel mai dinamic oraș din România, cu Clujul.
Sigur că și geografic avem niște dezavantaje, dar nici nu avem o strategie coerentă. În general, partea de dezvoltare a fost axată aproape exclusiv în jurul infrastructurilor. Eu nu spun că nu sunt importante. Da. Bun, care, cum atragi până la urmă că tu ai nevoie de investiții, de participări din exterior și așa mai departe. Ei, asta e, cum poți să atragi lucrurile. Și ajungem, începusem discuția despre Consiliul Județean, deja foarte multe din aceste obiective de investiții, spunem noi, ar trebui să-și găsească loc în afara Iașului, în localități învecinate. Și haideți să vorbim de administrația județeană. Nu prea a fost o campanie, nici eu, la politica la Iași, m-am axat mai mult pe competiția pentru primărie. Parcă a fost în plan secund, contează în plan administrativ și în plan economic, votul la Consiliul Județean, contează, știu, viitorul președinte. A fost inițial Cristiana Domniței, cu multe speranțe, știm ce s-a întâmplat, a venit o conducere interimară, acum ne mai interesează. Poziția de la județ e o poziție importantă din punct de vedere politic, într-un fel e chiar mai importantă decât, zicem, din punct de vedere politic și electoral, decât cea, pentru că, până la urmă, într-un județ cu totuși o zonă importantă, e cam câte pondere urbană, atât avem și în rural. Contează ce primare ai, cum îi capacitezi, cum îi determini, cumva să te sprijine, prin alocări bugetare, prin tot felul de alte mecanisme pe care le știm. Deci, din punct de vedere politic, cred că e o poziție importantă. Nu întâmplător, Cristian Domniței s-a axat pe această zonă. Băi, nici nu prea avea ce să facă, trebuia să se ducă acolo. Acum, e greu de spus în ce măsură această... Că problema e ce faci cu acest tip de influență. Poți să o utilizezi benefic, să zicem așa, să te pricepi. Trebuie să te și pricepi, că nu e vorba numai de bunăvoință la un moment dat. Poți să stai liniștit, poți să dormi în ultima instanță și sunt județe românești în care președinții n-au făcut mare lucru. Da, adică există un anumit... Bine, acum, fiind un joc mic, adică un joc la nivel de niște... până la urmă, niște consilieri. Nu ai problema anterioară în care trebuie să câștigi voturi de tipul ăsta, dar vor avea nevoie pentru alegerile din toamnă de primar. Acum, cum să faci, nu e o treabă simplă, nici la Iași nu merg lucrurile foarte bine când te duci pe alte orașe, nu? Că mai avem Pașcani, mai, măcar pe axele astea mari. Ar trebui sigur să ai niște strategii de dezvoltare care țin și de județ, că totuși orașele astea nu le poți rupe. În continuare, părerea mea este că administrația românească este extrem de ineficientă, mai ales în vechiul regat. Ceva mai bine stau lucrurile în Ardeal, pentru că sunt alte valori, sunt oamenii mai serioși. Ce mai e încolo cu aceea? Asta e o diferență. Dar noi am putea să compensăm prin mai multă creativitate, prin o utilizare mai eficientă a resurselor umane. Și cred că marea problemă, nu știu dacă vom avansa cumva în zona asta, e că nu se utilizează. Iașul are totuși destul de multe resurse în afara administrației publice. Mă refer la structuri din zona academică, inițiative, grupuri, ONG-uri și așa mai departe. Sigur că sunt unele care sunt clientelare, cam peste tot, și care nu fac mare lucru, sunt o formă de sprijin sau de, mă rog, de circulația unor bani. Dar, și nu vorbesc asta neapărat numai de ea, și în general. Acum, în cazul nostru, ai totuși structură, ai oameni interesanți. Dacă reușești să-i angrenezi cumva, să-i miști către anumite zone și să-i sprijini, dar pentru asta trebuie și structuri instituționale, adică, eu știu, din vremea lui Constantin Simirad, am discutat chiar prima dată, mă gândeam la Radu Botez din momentul ăla care putea să gestioneze și poate o va face acum, în care să-ți fixezi o strategie și o structură, o mini-structură în primărie, ne întoarcem la primărie, da? Da? Care într-un fel, pentru că chiar dacă o faci în județ, de fapt contactele tot aici sunt. Sigur că te poți ajuta cu județul, între Consiliul Județean. Noi am avut și o competiție, să nu uităm. Deci a fost, după spargerea USL, am avut o competiție chiar uneori era ridicolă între Cristiana Domnițe și Gheorghe Nichita, adică... Și n-a câștigat nimeni. N-a câștigat nimeni, adică asta era ridicolă în sensul că erau pasiuni mari, inclusiv pe lucruri mici. Bun, în principiu acum nu cred că se va mai întâmpla
nu vom mai avea o situație de acest gen. Dar revenind aici, asigur că trebuie o structură care să te ajute cumva să miști lucrurile să aduci da. Mai multe da. Investiții, să faci da. Ceva. Dumneavoastră veniți frecvent la Iași, nu v-ați desprins de Iași, dar presupun că discutați cu multă lume în București, oameni care vin mai rar. Care e impresia? Care e imaginea despre Iași a unui, să spun, om avizat altfel, dar care nu cunoaște Iași în profunzime? Nu, imaginea despre Iași nu e rea, pentru că Iași nu arată rău așa, dacă te duci și te uiți. Mai duci pe la Palace, acum ești Palatul Culturii. Chiar în general, feedback-ul așa ca impresie e bun. Dar asta poate să ne păcălească problemele, Iași nu țin, deci încă o dată, asta e partea, deci partea așa ca structură urbană, așa pentru cineva da. Care bun, vine. Dar ca mediul de afaceri, despre asta vorbim și șansă dacă profesională. Dacă discutăm de mediul de afaceri, aici lucrurile sunt mai rezervate și în general au mai fost eșecuri, nu sunt, adică eșecuri pun de abordări de genul ăsta. Cred că, iar nu am utilizat, deci... Cum am spus, trebuie să facem o deosebire între felul în care este văzut așa orașul ca structură urbană, parcuri, arată bine, să zicem, multe elemente interesante când compar cu alte orașe din România. El, de fapt, cam toate orașele din România, însă din perspectiva, să zicem, unei arhitecturi urbane, sunt orașe total depășite. Uitați-vă, n-ai structuri de centură bine făcute, deci n-ai un trafic, n-ai tipul acela de organizare. Dacă te uiți, orașele noastre sunt foarte înghesuite, că sunt cu multe blocuri, deci noi avem populații mari. Dacă te uiți și faci o comparație cu un oraș de 100 de... Deci Iașu, probabil ca întindere, e cât un oraș de 100 de mii, să zicem, din Germania. Pentru că el are infrastructurile, te uiți imediat, în Italia, nu numai în Germania, are infrastructurile, mă rog, legăturile pe zone de transport, pe centuri, pe zone tehnologice, industriale, adică sunt construite mult mai, cum să spun, mult mai articulat. Deci noi, orașele noastre sunt orașe, practic, cred că cu o generație, dacă nu două, în materie de dezvoltare sub structurile urbane străine. Revenim cu discuții despre subiecte naționale după o scurtă pauză.